Dragii mei, de obicei, lucrurile sunt prețuite după o anume scară a valorilor în viață. Și în diverse societăți, în diverse epoci, oamenii au avut valori. Într-o perioadă, un anume lucru a fost o valoare, în altă epocă n-a mai însemnat nimic și așa mai departe. Dar, în ce privește viața noastră duhovnicească, trebuie să marcăm un lucru de mare însemnătate astăzi, și anume. Acel lucru, nu am numit eu așa, personal, am mai și scris un pic pe tema asta, acel lucru numit pătrățica lui Dumnezeu. Victor Frankl a scris despre treaba asta. El a fost în lagăr, în Auschwitz, și a scris că între um, impact sau uh, senzație sau atac sau ce se întâmplă cu tine și momentul în care. Răspunzi acestei situații, există un timp sfânt acolo în care tu decizi cum să răspunzi. Tu decizi încotro să mergi, decizi ce să faci. E fulgerător, dar nu mai suntem în vremea în care să se mire cineva. Da. E prea scurt timpul când să ei. Nu, sunt, sunt computere făcute de mintea aceasta a omului, care execută milioane de operații în fracțiuni de secundă. Deci nu, se, nu aceasta e problema. Acea pătrățică a lui Dumnezeu în care stăm noi între stimul și răspuns între un cuvânt sau între o faptă sau între o lovitură sau între o pierdere sau între... și felul cum voi răspunde la lucrul acesta, există acest loc sfânt despre care i-a vorbit Dumnezeule Moise când i-a spus scoate încălțămintea din picioare, adică fii atent, trăiește clipa asta, nu considera ceva obișnuit, nu umbla încălțat pe aici. Când te duci la ușă la cineva, din respect pentru casă, dar și cizmele afară, nu? Și cu atât mai mult în domeniul acesta duhovnicesc, scoate încălțămintea din picioare, pentru că pe acest teren sfânt, în măsura în care ești prezent, în măsura asta vei lua o hotărâre. Și hotărârea ta înseamnă destinul tău. Acesta e lucru asupra căruia vom rămâne astăzi. Era de râs, într-adevăr, dar este și de plâns faptul că ei aveau în Egipt un Dumnezeu al muștelor, spre exemplu. Dumnezeu o muscă, și ați știut că toate plăgile care au căzut în Egipt au fost judecăți nu împotriva egiptenilor, ci Biblia spune, voi, voi judeca zei Egiptului, adică a fost în favoarea egiptenilor. Cel mai mare bine care li s-a întâmplat vreodată au fost plăgile care au căzut acolo, pentru că acestea le-au deschis ochii asupra nemerniciei, nimicniciei, tragediei acestor Dumnezei, zeu muscă. Și ei, în loc să dea cu var, cu substanțe, să, uh, igienă ca să termine cu muștele, se rugau de zeu ăsta. Și în timp ce se rugau la zeu ăsta al muștelor și aduceau jerfe și încercau să-l îmbuneze, muștele se mulțeau în voie. Riscăm să mergem pe același drum în momentul în care nu înțelegem valorile cu adevărat în momentul în care pierdem din vedere ceea ce este important sau punctul cel mai important al tuturor lucrurilor și ne agățăm poate de ceva cu totul secundar și, și mai ales ineficient, absolut ineficient. Nilul este Dumnezeu, foarte bine, s-a făcut sânge tot, nu putea să te apropie. Broasca este Dumnezeu, aoleu, și în pat la faraon și peste tot. Adică a fost o trezire pentru Egipt o chemare. Nu fără motiv există biserica aceasta numită coptică creștină în Egipt, cea mai veche, de altfel, din creștinătate, tocmai pe teritoriul Egiptului. Nu din întâmplare sunt reverberațiile plăgilor din care ei au înțeles că zeii la care se închină ei sunt nada, nimic, absolut nimic. Acesta a fost un mare har pentru ei. Ce reprezintă pentru mine și tine acum? Pentru că noi avem în minte niște valori oarecare. Pentru noi ceva care se întâmplă este de, o, de un tragism nemaipomenit. E un nimic. Eu un mușuroi de furnică, am făcut din el muntele Ararat. E un nimic. Sau, un bine mare, o binecuvântare a lui Dumnezeu nemai auzită cu, cu reverberații în veșnicie, mi se pare ca și când am băut un ceai. Da. Aici ne cheamă Dumnezeu pe noi în această pătrățică sfântă să înțelegem adevăratul preț al lucrurilor. Aceasta nu se poate întâmpla decât în lumina prezenței Domnului nostru Isus Hristos. Și așa că vom merge împreună la studierea acestui cuvânt prin a, 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 a adresa o mică întrebare. Cine poate să spună, dacă ne întreabă cineva, domne, care a fost cel mai grav păcat al lui Rod? Ce părere ai? Pentru că omul face milioane de păcate, dar dintre ele unul este memorabil. Ăla rămâne pe toată viața. Care a fost păcatul lui Rod? Cel mai grav păcat al lui Rod, cine știe. E celălalt, e celălalt, că sunt mai mulți irozi. Oamenii i-au oamenii zis lui și el, el nu și-a sfârșit hainele ca Pavel și Sila când oamenii au dus jerfe și Pavel a zis, Bă, fraților, stați deoparte, nu se poate așa ceva. Sau Petru care a spus, nu, 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 scoală te frate de jos și eu sunt om ca tine, se poate să ne închinăm la Sfântul Petru și lucruri de felul acesta. Dar păcă, te rog, A dat ordinul acela pentru omorârea pruncilor altul. Eu sunt, eu, eu, discutăm faptele, acum nu istoric, dacă ar fi să discutăm istoric, sunt date diferite, persoane diferite, dar în sine. Dacă cineva ar vrea, ar uh, fi întrebat și ar, ar răspunde la întrebarea aceasta, ar spune, domnule, tăierea capului lui Ioan Botezătorul, îți dai seama? Să tai capul celui mai mare om născut din femeie. Domn, păi asasinul lui Mahatma Gandhi e cunoscut pentru totdeauna. Ucigașul Nicolae Iorga este cunoscut pentru totdeauna. Tot cine a omorât o astfel de personalitate rămâne în infamia istoriei. El este omul ăsta care a făcut fapta asta. Dar am fi superficiali dacă am privi așa lucrurile. Și n-am întrebat cum poate ajunge un om să facă o asemenea faptă? Știm ce s-a întâmplat, dar întrebarea e: cum s-a ajuns aici? Uh, altfel, încercăm Dumnezeu să nu mai face așa ceva. Bine, tăiem frunzele, dar rădăcinile, cum, cum rămâne cu ele? Cum rămâne cu, cu pomul, cu copacul care produce așa ceva? Și dacă o luăm pe urmele lui și mergem în Marcul la capitolul 6, vom observa aici care au fost pașii care au adus pe omul ăsta aici. Noi degeaba încercăm să corectăm în viața noastră anumite lucruri. Știm că trebuie îndreptate. Da, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Știm ce fel de oameni ar trebui să fim. Știm. Nu trebuie să ne învețe nimeni. Și știu că nu sunt cum ar trebui să fiu, deși știu cum ar trebui să fiu. Știu cum ar trebui să vorbesc, cum ar trebui să mă port, dar nu sunt acesta încă. Dar mă îndrept către acolo. Bun, aici în, în, Marcu ne arată rădăcina acestor lucruri. Dumnezeul acestui om irod care a tăiat capul cel mai mare om născut din femeie, Dumnezeul lui era imaginea lui publică. Acesta era Dumnezeul lui. Știți care erau icoanele la care se închina acest om? Ochii oamenilor, privirile oamenilor, ce, zice, ce zic oamenii despre mine? Acesta era Dumnezeul lui. Acest lucru, imaginea lui publică și ochii oamenilor care îi priveau erau mai presus de viața lui și mai presus de cea mai mare mai presus de Dumnezeu, era în viața lui. Și acum să urmărim cuvântul lui Dumnezeu. Apare uh, situația aceasta de tensiune teribilă între soția lui Hirodiada, ilegală și uh, Ioan Botezătorul. Și Irodiada vrea să ucidă pe Ioan Botezătorul. De ce nu-l ucide? Cine știe? De ce nu-l ucide Irodiada pe Ioan Botezătorul? Cine stă în cale? Irod. El stă în cale. Atenție ce scrie aici cuvântul lui Dumnezeu. Găsim acest vers în versetul 19. Irodiada avea necaz pe Ioan și vroia să-l omoare dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan. Îl știa om neprihănit, sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă, neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Irodiada nu poate să omoare pe Ioan din cauza aceasta. Cum ajunge acum chiar omul care e apărătorul lui Ioan și datorită căruia nu poate fi om? Cum ajunge omul ăsta să fie asasinul, să fie criminalul, ucigașul, acelui pe care îl prețuia, pe care îl știa neprihănit, de-al cărui cuvânt se temea și el era se clătina pe malul deciziei, gata, gata să ia o hotărâre. Când asculta, nu știa ce să facă, îl asculta cu plăcere, se simțea atras, era ceva în sufletul lui care atragea sufletul un astfel de om să ajungă acolo în situația aceasta. Vom merge împreună la versetul 21. Totuși a venit o zi cu bun prilej. Prilej pentru ce? Pentru Irodiada. Irodiada era o femeie care știa ce face, știa ce fel de viață trăiește, știa soția cu este și acum cu cine, cu cine trăiește, cu, frat, cu cum cu cumnatul ei și așa. Toate, toate, acolo se petrece lucruri nemai, nemai auzite decât în vremea noastră s-a mai auzit așa ceva. De atunci încoace nu prea. Dar, iubiții mei, aș vrea să marcăm ceva. Irodiada este plină de ură față de Ioan Botezătorul. Ea crede că are dreptate. Și motivul uriei este faptul că îi încurcă planurile ei vis a -vis de Irod, pentru că ea are anumite planuri. Ea are planuri cu fata ei să o ridice și să o pună pe tron. Planurile ei sunt încurcate. Omul ăsta stă în calea planurilor ei. Nu se întreabă niciodată, dar de ce zice omul ăsta așa ceva? Nu, nu Irod știe de ce. E un om neprihănit și sfânt, de-aia de spune lucrul ăsta. Are dreptate, știu că așa este. Vine o zi cu bun prilej în care această femeie care urăște pe Ioan până acolo încât vrea să-l omoare, femeia aceasta nu vede păcatul ei propriu, ci îl vede pe al lui. În viața, viața, de păcat se supune unor reguli matematice, și anume, tu minimalizezi, împarți păcatul tău împărțit la 10.000 și mai rămâne mai nimic din ce ai ce mare am zis că l împărțit la 10 în schimb, păcatul aproape lui tău, pe ăla îl înmulțești cu 10.000 și să vezi ce devine. Nu, vai, ce-a fost! Acum când te uiți în urmă și când îți dai seama de subiect, care a fost subiectul, despre ce era vorba, ți-e rușine de obrazul tău pur și simplu. Dar asta se întâmplă în lumea păcatului. E Atât împărțirea, și-am făcut eu nimic, cât și mulțirea păcatului Ioan pentru ea, era mult mai grav decât setea ei de sânge împotriva sufletului lui Ion. Ăsta nu era păcat. Ia seama, uite-te bine, ca nu cumva păcatul din viața. Dice Biblia, vezi, vezi cum stai. Uite-te bine la tine, nu cumva în timp ce uh, judești pe altul să te judești, de fapt pe tine și să te condam prin ceea ce faci. A venit o zi cu bun prilej, spune Biblia. Salomea a dansat un dans uh, cu mesaj acolo în fața lui Rod, Irod este băut, e ziua lui, este îngânfat cum nu există și în atmosfera aceasta rostește această absolut irresponsabilă făgăduință. Cred că fusese, îi fusese sugerată dinainte de către cineva care era acolo, pentru că el spune absolut irresponsabil, jumate din imperiu dacă trebuie să-ți dau, acum semnez, acum devii regină peste o jumate de imperiu. Imperiu Roman era lumea de atunci. Și el spune acest lucru. El credea că discută cu Salomea. Nu cu ea discuta. De multe ori vorbești cu un om, dar de fapt nu cu el vorbești. De asta l-a întrebat Iisus pe Pilat, zice, tu spui asta de la tine sau ți-a spus cineva? Vorbesc cu tine acum sau vorbesc cu cine în spatele tău? Asta ar fi întrebarea. Și Irod nu știe că el nu vorbește cu ea, el vorbea cu mama ei, de fapt, care era însetată de sângele lui Ioan. Dacă ar fi fost în dialog cu, cu Irodiada, i-ar fi spus din start, pentru că știa despre ce este vorba. Știa și datorită lui era încă în viață Ioan botezător, altfel n-ar mai fi fost. Dar fata merge imediat la mama. Așa scrie Ezechiel, cum e fata, așa e mama. Sau cum e mama, așa e fata. Imediat merge la mama. Și atunci primește răspunsul acesta. Dar te întrebi, un om este oare zdravă în momentul în care uh, întoarce spatele împărăției și vinde jumătate din Imperiul Roman, jumătate din Imperiul Roman, de la Africa de Nord până la Marea Nordului, vă puteți imagina, îți trebuiau o jumătate de ani ca să mergi, să străbați Imperiul Roman, uh, aruncă totul pentru setea de răzbunare care era în ea. U Ura nu este cu minte deloc, ea nu stă. Ea nu stă pe loc. Ura până nu ajunge pe tronul lui Dumnezeu în viața unui om, nu se oprește. Ea crește cu fiecare zi care trece, cu fiecare cuvânt, cu tot ce se întâmplă, ura este alimentată și ajunge la această masă critică în care se manifestă. Și atunci, te întrebi, aceasta este mamă, femeia aceasta care implică pe fica ei într-o crimă atât de sângeroasă. Nu, dar ura mamei nu cunoaște familie, copii, Imediat include copilul, poate să fie, uh, mai se închină lumea astăzi lui Moloch? Nu, a fost pe vremuri în istorie, fi, serios. Ori de câte ori implici pe copiii tăi într-o lucrare care nu este a lui Dumnezeu, închin pe copiii tăi Molochului acestuia. Modern. Păi ce credeți că diavole au stat degeaba în timpul ăsta de mii de ani, tot cu spume la gură și cu asta lucrează? Nu lucrează cu spume la gură, lucrează cu sugestii, cu pase psihologice, cu tot felul. S-a modernizat demonii în vremea, în, în funcție de, de, situație. Și femeia aceasta nu are niciun fel de scrupule de a implica propria ei fică într-o așa crimă atât de sângeroasă. Și s-a întâmplat totul. Dar aici întâlnim un fenomen foarte ciudat. Nu ni s-a spus așa. Este o pierdere totală ce s-a întâmplat cu tine dacă nu vezi nimic din treaba asta. Așa ni s-a spus. E peste tot treaba asta. În psihologie, în pedagogie, în toate astea, dă uh, s-a întâmplat o pierdere, ai făcut o greșeală, nu știu, dacă nu vezi nimic din treaba asta, uh, asta este total loss, ai pierdut total. e o pierdere totală, că n-ai învățat nimic. Era vorba să înveți ceva din treaba aceasta. Dar nu, nu lucrurile nu rămân aici. Degeaba înveți ceva dintr-o situație dacă nu trăiești ce ai învățat. La ce să-ți folosească lucruri? Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă, dacă le faceți. Dar altfel nu e ferice de voi că știți. Am luat lecția. Ce-ai făcut cu ea? Ce-a făcut din tine ceea ce faci? același om. Și aș vrea să dau un exemplu de un rar tragism. Un om care își dă seama că săvârșește rău, al cărui suflet se întristează profund și care totuși merge înainte. În ciuda acestei fapt. Biblia ne spune că în versetul 26 împăratul s-a întristat foarte mult. Când a auzit așa ceva? Orice se gândea la lucrul ăsta. Împăratul s-a întristat foarte mult. Foarte bine. Ce este pocăința? S-a spus nou că este o întristare, o părere de, de rău. E nimic. Și diavolul îi pare rău când nu reușește o treabă. Asta nu ajută. Ci dacă întristarea aceasta a inimii, spune Pavel, produce schimbare în viață, atunci are însemnătate? Altfel este un nimic. E o simplă emoție, e o vorbă goală. Este un dialog cu mintea ta care nu duce nicăieri. El s-a întristat teribil. Și ce urmează acum pentru că eu adâncă părere de rău despre ceva care încă nu s-a întâmplat, poate fi prevenit, este extraordinar. Se ridică în picioare în fața la toată lumea și spune, domne, îmi pare foarte rău, Asta e un cuget luminat de Duhul Sfânt. Îmi pare foarte rău, dar Ioan Botezătorul nu e parte din împărăția mea, domnișoara Salomea. Îmi pare foarte rău. Ioan este parte din împărăția lui Dumnezeu, eu nu mă ating de așa ceva. Eu ți-am dat ceva de la mine de acasă, eu ți-am spus că jumate din împărăția mea, asta e a mea. Poți să-ți dau cu plăcere, dar ca să-ți dau pe Ioan, niciodată. Mintea nu ajută la așa ceva, într-o situație ca aceea. Și către toată lumea care este acolo, excuse me, și aș vrea să se înțeleagă, clar, nu pot să dau ce nu este al meu. Vai, împărate, poftiți afară, poftiți acasă, poftesc eu acasă, noapte bună, drum bun. Asta însemna ca întristarea aceea să fie dusă la pocăință, la schimbarea vieții, nu a minții doar. El, mintea lui, s-a schimbat, s-a întristat foarte mult și a seama că, da, viața nu s-a schimbat cu nimic. Și atunci, din două mari motive, omul acesta a comite crima istoriei. Numărul 1. Din pricina jurămintelor sale. Câtă lume este astăzi nenorocită din cauza că am, am, eu ce am zis numai gata? Serios? Pe păi Pilat a spus treaba asta. Ce am zis, am zis, înseamnă că ești cu omul ăla. Am zis, a fost o prostie unlimited. Noapte bună, vă rog să mă și vorba americanului. I changed my mind. Mi-am schimbat gândirea noapte bună și plec în direcția opusă. Vai, dar ți-ai călcat cuvântul. Care cuvânt? A călca un cuvânt greșit este o faptă bună. Nu vă mai întoarceți pe la ero. Doamne, am promis, nu putem să nu ne întoarcem să-i spunem că am găsit pruncul, ce vrea să închine, omul vrea să vie la biserică și el. <laughs> Și Domnul spune, vă spun eu la ce fel de biserică, ce acum trei zile o să aflați la ce fel de biserică vrea să meargă acest uh, individ. Voi ați promis ceva bazat pe un cuvânt care nu era adevărat. Luați-o pe aici. Și au schimbat traseul. La cuvântul lui Dumnezeu a fost aceasta. Nu ai această obligație... Când îți dai seama că ai făcut o gravă ia spune cartea proverbelor, nu dormi noaptea când știi că ai făcut o promisiune care nu e sănătoasă și nu este bună. Oprește acolo, chiar dacă suntem peste la nu, bă, frate, ne norocim, dar nu e nicio problemă. Mireasa se ridică pentru că cineva i-a trimis un text despre soțul că el are doi copii în secret cu altcineva și atunci ea optește la ureche și arată textul după telefon, el îngălbenește. Și spune, păi înseamnă că eu mă căsătoresc cu altcineva, nu cu tine, că tu mi-ai spus că ești un om liber, înseamnă că tu ești altcineva, nu? Da. Și Mireasa se ridică și bună ziua să rămână domnilor și cu tare, sau prietenii noștri, Păi da, bă, dar atâta mâncare am cumpărat pentru nuntă, atâta. nu e nicio supărare, a zis, au zis prietenii noștri. Toată lumea a la mâncare, dar această căsătorie nu va avea loc niciodată. Și n-a avut. N-a avut atunci nimic. Wow, ce, de la, au venit noaptea la ușă, domne! Dacă vă mai găsesc în curtea mea, în poliția și vă evacuează cu furtune cu apă. Aici am fa a, domne, stricăm nunta, facem, dregem. Nu, asta nu e nuntă. Asta e întemeiată pe o minciună pe care a fost perpetuată până în clipa aceasta. Nu e nimic adevărat. Pilat nu, Irod nu poate să facă lucrul acesta. Pentru că el, are o anume imagine publică și el pentru imaginea aceasta va înjunghea și pe Dumnezeu. Niciodată nu își va compromite el din pricină. Dacă mi-am dat cuvântul, domnule, să poate așa ceva, nu știu. Care cuvânt ți-ai dat? Este foarte greu să recunoști, cum a zis Georges Brassens, actorul francez, Zice, domne, ca să-ți dai seama că ești prost, trebuie să te ducă mintea, că dacă nu te duce mintea, nu poți să faci, să duci să iei hotărârea asta. Trebuie să te ducă mintea, serios. Nu, așa. Și el, în loc să stea în picioare, să recunoască, domne, am vorbit o prostie mai mare ca mine. Cum pot eu să dau pe cineva care nu este în jurisdicția mea? Zice, deci, eu mă tem de predica al omul ăsta și de el. Păi știi cine l-a trimis pe ăsta aici? Pe păi eu am trimis soldați, dar nu pe eu am botezător. Așa că, domnișoară, dacă ai ceva de cerut de mâncare, de îmbrăcare, noapte bună, dar în rest, pe păi Ioan, cu ce ocazie? Nu poate să facă treaba asta. El este vândut imaginea lui de sine în lume. Cine sunt eu? Și al doilea lucru grav, din pricina oaspeților sau cum spune Evanghelia, de ochii celor ce erau acolo. Ei se uitau la el, se uită la tine, că dacă ai apucat, ai zis, ai apucat, ai promis. Uită-te cât vrei. Eu mă uit la Dumnezeu, mulțumesc foarte mult. I change my mind according to truth. Potrivit cu adevărul, mi-am mi schimbat mintea. Uh, și uh, nu știu dacă ați observat în cererea uh, doamniței uh, Salomea. Ce dorești să-ți dau? Zice să-mi dai îndată. Adică nu-ți lua timp de gândire. Că dacă ți ai timp de gândire, s-ar putea să te pierde. Să-mi dai în dată, spune ea, și versetul 27 spune, a trimis în dată un ostaj de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Discutam într-o dimineață acum cu ceva prieteni, cu privire la viață, la valoarea vieții, prețul vieții. Uh, unul, zice, Ahab s-a vândut, spune în Biblie. S-a gândit el, da. Iuda l-a vândut pe Iisus, valoarea vieții lui Iisus, în mintea lui era aceasta. Era. Uh, valoarea vieții lui Ahab era, era aceasta. Și discutam cu acești prieteni și am spus, nu, zic, primul lucru nu este dacă valoarea e asta sau cealaltă, viața nu e de vânzare. Primul lucru. Nu ai dreptul să vinzi viața ta pe nimic, pentru că voi nu sunteți ai voștri, ce ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți pe Dumnezeu. Și doi, cu atât mai puțin nu ai dreptul să vinzi viața aproape lui tău, stai jos acolo și scrii sursa, vei informează. Poți să fac lucrul ăsta, nu e nicio, nicio supărare. Dar uite că vine la lumina istoriei și mai ales în cărțile din ceruri. De aceea, greu lucru, a zidit pentru sine omul acesta, cultivând idolatria aceasta cumplită a imaginii de sine și cultul ochilor celor ce erau împrejur, ce zice lumea, cum vede lumea, ce știe lumea. O să bau ce zice Dumnezeu despre lucrul acesta. Până la urmă, aceasta este ultima întrebare. Dar e foarte, e foarte greu ca un om să creadă Că lui se va măsura cu măsura cu care măsoară. E foarte greu. Nu, nu. Tot, omul nu crede. Prin matematica lui, el micșorează enorm vina lui și mărește vina altuia până în cer. Asta e matematica lui diabolică. E în Houston, săptămâna cealaltă, cred. Da. Omul um, la gas station acolo și sora unui domn care era cu mașina la benzină. A fost apostrofată sau dumnea ei a apostrofat pe o altă doamnă care era acolo. Și fratele dumnea are un singur zeu, furia lui. El într-o clipă se înfurie în fața la orice, devine demon, imediat se schimbă culoare, se schimbă... Și se repede în mașina cuiva, ia o pușcă de acolo, încărcată, și pentru dialogul acesta pune pușca la ochi și trage și sora lui cade moartă. El nu a nimerit-o pe femeia aceea. El a tras în femeia aceea. A nimerit-o pe sora lui. Dar vrea cineva să creadă chestia asta? Că în momentul în care tragi, tragi în tine. În momentul în care vorbești, de tine vorbești, de familia ta, de biserica ta, de lumea în care treci. Vrea cineva să înțeleagă faptul că se întoarce împotriva, împotriva propriei vieți, măsura cu care măsoară. Cineva, toată, fiecare dintre noi avem un pic de idee că suntem o excepție totuși, că avem totuși dreptate în situația noastră și așa. Cât de mult contează însă ce crezi tu despre Dumnezeu? Cât de mult contează ce faci cu ceea ce știi? Ce folos că îl știi om neprihănit și sfânt? Ce folos că ți este mișcat sufletul la predica Lui și te, nu știi ce ce hotărâre să iei, simți chemarea aceasta, ce folos? Ce folos că asculți cu plăcere lucrul acesta dacă el nu se transformă în viață? El nu stă pe loc. Și așa s-a întâmplat în lucrul și în situația aceasta. Există această pătrățică sfântă în dreptul nostru ca individ, ca familie, ca biserică și ca omenire. Omenirea are un anume moment. Spre exemplu, omenirea din timpul lui Noe a avut pătrățica ei de 120 de ani. Rar se vorbește despre treaba asta. Potopul lui Noe, potopul lui Noe, potopul lui Noe a fost precedat de 120 de ani de har. Asta nu însemna nimic, că nu are valoare. Apele sunt importante, inundații, necări, vai, toate. Nu, mai important decât orice faptul că Dumnezeu a luptat să nu se întâmple așa ceva. Potopul lui Dumnezeu avem peste ei, nu era potopul lor. Dumnezeu a luptat să nu se întâmple așa ceva. Și de asta a luptat și cu omul ăsta și i-a mișcat sufletul ca să nu se ajungă aici niciodată, dar s-a ajuns acolo. Întrebarea cu care plecăm din locul acesta. Ce faci tu în momentul în care ești la răscruce și te... te... s-a întâmplat ceva în viață? Și atunci tu hotărăști încotro pleci din clipa asta, după ce s-a întâmplat ceva în viață. Fie bine, fie rău. e, aceeași lege funcționează. Nu Lucifer s-a întâmplat atâta bine și s-a gândit ce să facă cu, cu atâta bine și a făcut. Și a făcut cu atâta bine. Sau altul ei se întâmplă atâta rău. Și se gândește ce să facă el cu atâta rău, și atunci ia o anume hotărâre, într-o situație sau altă. Ce faci tu cu faptul că Dumnezeu îți descoperă din zorii vieții, din zori? de când apare mugurul acesta, de când apar. Am fost foarte impresionat mai în prima tinerețe când citesc într-un articol, au zis voi, zice, l-au consultat pe Ronald Reagan și au descoperit două celule canceroase pe nasul lui și le-au extras. Am zis, domnule, zic așa, ceva? Da, foarte, foarte tare. Și am zis, oare Duhul Sfânt nu cumva știe mai bine decât uh, acești doctori care au extras de acolo? Și Angelina Jolie, se uite și ea în raport și a zis, gata, a prins-o pe bunica, pe străbunica, pe mama, cancerul a venit la vârsta de, eu mă apropii de vârsta de consultare, da, bun, a luat măsuri este un mare exemplu de prevenire pentru noi. Ce faci tu când Dumnezeu îți deschide ochii și te previne și te face atent și îți arată? Uite aici aduce drumul acesta. Ce faci cu... Încotro apuci. Ce faci cu lucrul acesta? Ce faci în momentul în care îți dai seama că omenește nu este niciun fel de salvare? Omenește vorbind. Dar rămâne totuși salvarea la Dumnezeu? Liviu îmi dădea de un ghiont la școala de sabat, că să citez ce scrie acolo în școala de sabat, că când mă uit la mine, nicio speranță. Păi eu n-am de gând să fac asta. Eu n-am de gând să mă uit la mine și să mă întreb ce vezi mă în oglindă când te uiți acolo. Și să zic, văd un prăpădit. Eu am de gând să mă uit la Bunul Dumnezeu, să văd ce vede El în mine și o să zic, băi, nu e adevărat ce văd eu în oglindă, e adevărat ce vede el. Ai zice lui Anania, în Damasc, îl vezi pe omul ăsta? Da. Asta e un mare pastor. este un mare evanghelist. Cine, Doamne? De unde ai luat informația? Păi tu știi cine e ăsta, Doamne? Eu știu, dar tu știi cine e ăsta? Adică ce vede el? Dacă Pavel mergea după ceea ce vedea oamenii în el. Tu nu trebuie să-ți răspunsul ăsta de la tine. Ce vezi tu în tine? Și ce vede Dumnezeu în tine. Dincolo de lucrul acesta. Tu nu trebuie să te mulțumești cu lecția sau cu învățătura sau cu predica. Și așa cum scrie Scriptura, Cuvântul s-a făcut trup și a locuit în noi, plin de har și de adevăr. Aceasta ne este rugăciunea, Tată, prea iubită ca Tu să transformi cuvântul Tău în viață și putere în ființa noastră și să ajuți, Doamne, ca așa cum scrie Hristos să trăiască în noi prin credință. Deschide-ne ochii din vreme așa cum și faci, dar ajută-ne, Doamne, să-ți ascultăm glasul. Fă ca acest cuvânt auzit astăzi să răsune în urechea noastră când ne vom gândi încotro să apucăm într-o situație sau alta. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin!